Bine ați revenit la întâlnirea noastră săptămânală. Trebuie întâi să vă prezint răspunsul la ultima întrebare. Eu vă voi provoca să găsiți un pătrat cu doar 3 rânduri și 3 coloane, deci un pătrat de 3x3, dar nu vă grăbiți să trageți concluzia că va fi ușor, pentru că are doar 9 numere. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească numerele din acest pătrat sunt următoarele. Cele 9 numere trebuie să fie numere naturale, adică numere întregi pozitive, și să apară fiecare o singură dată. Iar condiția pe care trebuie să o îndeplinească pătratul este ca produsul, atenție, produsul, nu suma numerelor de pe oricare șir, coloană și oricare diagonală să fie același. Pentru a vă ajuta, vă spun că un pătrat magic cu sumă constantă, cum este cel pe care vi l-am arătat, vă poate ajuta mult să găsiți un pătrat cu produsul constant. Mai rămâne doar să ne vină ideea cum. Ideea la care m-am referit se referă la înmulțirea puterilor unei baze. Pentru cei care au uitat aceste lucruri, voi explica foarte pe scurt la ce mă refer. Când ridicăm un număr la o putere, numărul se numește bază, iar puterea exponent. 2 la puterea a doua este 4, pentru că 2 la puterea a doua înseamnă 2 ori 2. 2 la puterea a treia este 8, pentru că 2 la puterea a treia înseamnă 2 ori 2 ori 2. Dar 4 ori 8 fac 32. Iar 32 se poate scrie 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2. Deci 32 este egal cu 2 la puterea a 5-a. Și după cum vedeți, asta înseamnă că 2 la a 2-a, adică 4, înmulțit cu 2 la a 3-a, adică 8, este 2 la a 5-a, 32. Dar 5 este suma lui 2 și 3. Generalizând, putem spune că A la X înmulțit cu A la Y este A la puterea X plus Y. Noi avem deja un pătrat magic cu sumă constantă, așa că nu trebuie decât să înlocuim toate numerele din el în felul următor. Alegem un număr care va fi bază pentru toate numerele pe care urmează să le generăm, și în fiecare celulă a pătratului înlocuim numărul din celula respectivă cu baza pe care am ales-o la puterea numărului respectiv. Adică, concret, în cazul pătratului pe care vi l-am arătat, dacă alegem baza 2, numerele din el devin ceea ce vedeți acum. Sau, dacă facem calculele, avem aceste numere. Și acum, pe oricare șir, coloană sau diagonală, înmulțind cele 3 numere, obținem 2 la puterea a 15-a, adică 32.768, pentru că suma puterilor pe oricare șir, coloană sau diagonală este 15. Și prin această metodă, odată ce avem un pătrat magic cu sumă constantă, putem obține câte pătrate magice cu produs constant vrem, deoarece putem în loc de 2 să alegem ca bază alt număr natural. De pildă, aici vedeți pătratul obținut cu 3 ca bază. Numai că numerele din pătrat se fac foarte mari pentru baze mai mari. De pildă, dacă folosim baza 5, atunci numărul cel mai mare, 5 la puterea a 9-a, devine deja aproape 2 milioane. Dar am primit și răspunsuri în care s-au folosit alte metode pentru a găsi un pătrat de 3x3 cu produs constant. De pildă, domnul Chris Rusu a folosit o metodă, cred că îi putem spune geometrică, deoarece s-a gândit la un cub care, după cum știm, are volumul egal cu produsul latura ori latura ori latura, deci latura la puterea a treia, numărul din centrul pătratului. Iar apoi a găsit paralelipipede care au același volum.
iar volumul unui paralelipiped se calculează cu formula A ori B ori C, unde A, B și C sunt laturile lui. Valorile numerice ale lungimilor laturilor paralelipipedelor de volum egal formează numerele care vor fi scrise pe șiruri, coloane și diagonale. Vă prezint acest raționament așa cum mi-a fost el trimis. Eu am făcut doar o simplă editare. Vreau să arăt pentru cei interesați de aspectele matematice mai subtile ale pătratelor magice o foarte frumoasă descriere și analiză a acestora primită de la domnul Dumitru Antonie. Îi mulțumesc din nou pentru colaborare. Analiza ne conduce de asemenea și spre metode pentru găsirea pătratelor magice aditive sau multiplicative. Să o vedem! La întrebarea de azi. Presupuneți că v-ați cumpărat cu multă vreme în urmă o lampă de mașină, care arată cam așa, alimentată de la priza brichetei și lampa are două becuri legate în serie, pentru că sunt becuri care au tensiunea nominală de 6 volți, iar la priza brichetei avem 12 volți. Avem deci acest montaj. Tensiunea de 12 volți se împarte pe cele două becuri și fiecare are la borne 6 volți, deci luminează normal. Însă, după cum știți, dezavantajul legării în serie este acela că dacă un bec se arde, nu mai luminează nici celălalt, pentru că în acest caz circuitul este deschis, așa cum vedeți în acel desen. La un moment dat aveți nevoie de această lampă, o căutați în garaj, o găsiți, o conectați la priza brichetei și vedeți că nu funcționează. Și atunci o deschideți și vedeți că lipsesc ambele becuri, nu are niciun bec. Dar vă aduceți aminte că aveți becuri de rezervă într-o cutie. O căutați, o găsiți și vedeți că pe ea scrie 4 bune, 4 arse, așa cum vedeți în desen. Și într-adevăr, când deschideți cutia, găsiți 8 becuri mate, așa că nu puteți vedea dacă sunt bune sau arse, degeaba vă uitați la ele. N-aveți altă metodă pentru a le verifica decât
punerea lor două câte două în lampă. N-are rost să puneți în lampă un singur bec, nu aflați nimic în acest fel. Știți dinainte că becul, indiferent dacă e bun sau ars, nu va funcționa singur. În schimb, dacă le puneți pe amândouă și funcționează, știți că amândouă sunt bune. Dacă nu funcționează, atunci sunt două posibilități. Sau sunt amândouă arse, sau unul e bun și unul e ars. Voi numi mai departe punerea a două becuri în lampă o încercare. Și acum două întrebări. Prima, cum trebuie procedat pentru ca numărul de încercări care asigură identificarea unei perechi de becuri bune să fie minim? Și care este acel număr? Dar trebuie să fac două precizări. Prima, identificarea nu presupune neapărat încercarea tuturor becurilor. Trebuie doar să identificăm două becuri bune, nu trebuie neapărat să le și încercăm. Adică, important este să putem spune la sfârșitul încercărilor despre două becuri, aceste becuri funcționează, indiferent dacă le-am încercat în lampă sau nu. Dar trebuie să fim siguri că funcționează. Și a doua precizare, atenție la formularea întrebării. Numărul minim de încercări care asigură găsirea unei perechi de becuri bune. Nu ne interesează cazul în care avem noroc. În acest caz, numărul minim poate fi 1. Punem două becuri în lampă și vedem că funcționează. Și am identificat două becuri. Dar întrebarea se referă la numărul minim de încercări care asigură găsirea a două becuri bune, chiar dacă nu avem deloc noroc în ziua respectivă. A doua întrebare este asemănătoare. Care este numărul minim de încercări și cum trebuie procedat pentru a identifica toate becurile bune. Toate, nu doar două. Observațiile de la prima întrebare sunt valabile și aici cu adaptările de rigoare. Și vă rog de asemenea, așa cum spun și întrebările, să descrieți cum trebuie procedat în fiecare caz. Repet, singura metodă pe care aveți voie să o folosiți este să puneți câte două becuri în lampă, procedură pe care am numit-o încercare. Deci, pe scurt, care este numărul minim de încercări necesar pentru a identifica două becuri bune și a doua, care este numărul minim de încercări necesare pentru a identifica toate cele patru becuri bune. Succes! Mulțumesc pentru atenție! Pe săptămâna viitoare!